Doliu în lumea jurnalismului. S-a stins din viață cunoscutul ziarist, scriitor, eseist și profesor universitar Petru Bogatu. Jurnalistul a murit la vârsta de 68 de ani, fiind răpus de o boală incurabilă la un spital din capitală unde fusese internat recent. Informația a fost confirmată de soția acestuia, ziarista Viorica Cucereanu. Printre ultimele postări pe pagina sa de Facebook, Petru Bogatu a lăsat un citat de-a lui Winston Churchill, care spunea așa: când mergi prin infern, important e să nu te oprești. Prietenii, colegii de breaslă, dar și cei care l-au cunoscut pe Petru Bogatu au transmis condoleanțe familiei îndurerate. Zeci de postări și mesaje au inundat rețelele de socializare. Jurnalistul Ștefan Secăreanu are doar cuvinte de laudă la adresa marelui ziarist și regretă nespus trecerea în neființă a acestuia. Am fost împreună mai mulți ani, foarte mulți ani, în cadrul redacției noastre de suflet, redacția publicației Țara. Am lucrat într-un birou foarte mulți ani, din 1994, mai ales când ambii fusesem eliberați sau de la radio-televiziune, adică eliberați pentru convingerile noastre românești. A fost un ziarist exemplar, cu verticalitate, cu poziție. A fost și a rămas până la sfârșitul vieții sale. Și alți colegi de breaslă sunt profund îndurerați de pierderea unui astfel de om de valoare. Cu mesaje de condoleanțe au venit și profesorii de la Universitatea de Stat din Moldova. Petru Bogatu s-a născut în satul Suclea din stânga Nistrului. A fost distins cu Ordinul Republicii și Ordinul Meritul Cultural, în grad de comandor în România. El a fost autorul a 4 cărți, inclusiv a unui roman polițist, un volum de proză și publicistică, precum și a unui manual de jurnalism pentru școala superioară. Petru Bogatu are 2 copii. Din 2016 până în prezent a realizat emisiunea Cronica lui Bogatu de la Prime. Ultima ediție moderată de el a fost cea din data de 8 martie. Așa stau lucrurile, prieteni, nu pierdeți cronica istoriei care se scrie sub privirea noastră. Petru Bogatu a fost și un analist politic de valoare. Cum catalogați dumneavoastră momentul actual? E o evoluție firească în ceea ce s-a întâmplat în Moldova independentă, să spunem așa, și suverană? Sau este o cotitură neașteptată, un accident sau mai mult decât atât? E un recul, sigur că e un accident, pentru că puțină lume, da, nu cunosc vizionari care ar fi prezis astfel de lucruri la 2 decenii și ceva de la proclamarea independenței, practic revenirea Republicii Moldova într-un fel pe orbita rusească.